Criza financiară a devenit o constantă în viața românilor. Mâncarea și cheltuielile pentru utilități ocupă în prezent aproximativ 80% din veniturile unui salariat remunerat cu 800 de lei lunar. Acesta este și motivul pentru care românii aflați în câmpul muncii alocă doar 5,5% din buget pentru cheltuielile destinate achiziției de haine, pantofi și accesorii. Asta înseamnă că e cheltuie lunar în medie doar 11 euro pe aceste produse cu caracter vestimentar, adică de 6 ori mai puțin decât un belgian, de exemplu. Iar din cei 11 euro este clar că nu putem să ne cumpărăm haine de firmă. În cel mai fericit caz, am reușit această performanță dacă am prinde ceva reducere semnificativă la sfârșit de sezon. Pentru să le salvarea o constituie, magazinele cu haine la mâna a doua. Când în să se anunță lichidare de stoc înaintea deschiderii magazinelor, stă lumea la coz pentru a prinde marfă bună. Bacă mâna în buzunar și își cumpără nu hainele la care au visat, ci hainele la care alții au renunțat.